Pasiunea lui Sorin pentru porumbei a început încă din copilărie, când tatăl său i-a adus o pereche de zburătoare, însă la 18 ani a trebuit să renunțe la ele. În urmă cu 3 ani, gorjeanul și-a construit o volieră în care crește acum 400 de porumbei voiajori pe care i-a cumpărat din Belgia, Olanda și Danemarca. Cei mai mulți dintre ei sunt medaliați la întrecerile de profil. Campionii în aripați zboară până la 700 de kilometri. Primii doi pui scoși la mine au concurat în 2009 pe ruta Austria-Germania. Au ajuns până la o distanță de 700 de kilometri în localitatea Melk, în Austria. Și anul trecut masculul a avut 10 etape clasate. Deși pentru gorjean creșterea porumbeilor este doar o pasiune, aceștia îi aduc și beneficii. Am câștigat un premiu de 38 de milioane. Așa, locul? Locul 1, la Odessa în 2009. Chiar dacă la prima vedere porumbeii par ușor de întreținut, în perioada competițiilor aceștia au nevoie de atenție specială din partea crescătorului. Partea de îngrijire în perioada competițiilor, să zic, durează mai, e o perioadă mai mare, adică un 2 ore dimineața și după amiaza cam 3 ore. Deși i s-au oferit sume frumoase, gorjeanul spune că nu va renunța niciodată la valoroasele înaripate de care s-a atașat.